ziua, mulțumesc pentru invitație. O carte care, la fel ca și precedenta din 2015, supunere, m-a impresionat și m-a contrariat. E o carte care nu te lasă indiferent și pentru că în carte veți găsi pe lângă multe trimiteri la trecut, pe lângă multe reflexii despre zădărnicie, despre iubire, dar vă veți confrunta și cu probleme foarte rare. Veți găsi și foarte multe trimiteri aproape științifice, la tot felul de procese fiziologice, așa că trebuie să intru și eu în atmosferă și să vă vorbesc despre serotonină. Aici, pentru a nu uita, totul este scris. Așadar, serotonina este un neurotransmițător prezent în țesuturi vegetale, animale și în veninuri. Asta e important. Îl găsim în variate organe, inclusiv sistemul nervos central. Are un rol important în apariția depresiei și anxietății. Îi se spune, pe de altă parte, substanța hormonul fericirii. Dacă se află în organism într-o cantitate mai mică decât trebuie, apare depresia. Eroul nostru evită depresia inevitabilă după toate poveștile pe care ni le spune, stimulându-și serotonina prin intermediul unui medicament despre care veți citi în carte și felul în care ajunge la el. Face asta, dar sigur ajunge la momentul în care, dacă întrerupe fericirea autoindusă, ce fel de fericire veți afla în carte, atunci depresia va fi și mai mare și aici ajungem într-un moment crucial al romanului, undeva în ultima sa treime. Altfel, e o poveste a unor peregrinări prin zonele din nordul Franței, din Normandia. Vă voi dezvolui câte ceva. Personajul nostru lucrează în Ministerul Agriculturii, este specialist în agricultură, lucrează pentru promovarea unor produse de origine controlată. Știți foarte bine că francezii pun mare preț pe asta. E din ce în ce mai greu și în Franța să poți să promovezi, să susții produsele de origine. Asta înseamnă o problemă mare pentru agricultori. Veți afla foarte multe despre problemele reale ale agricultorului francez din ziua de astăzi. Probabil știți problemele lor legate de finanțare, seria impresionantă, îngrozitoare de sinucide din rândul agricultorului francez de astăzi, viața foarte grea a fermierilor francezi din ziua de azi, speculațiile cu terenul și așa mai departe. Toate astea sunt o parte a poveștii. Sigur, o altă ne trimite la toate poveștile de dragoste și sexuale, un adevărat labirint din acest punct de vedere, și eroul nostru navighează pur și simplu prin acest labirint, așa ca și drumurile naționale șerpuite, ascunse din nordul Franței, pe care le veți regăsi în carte. Eu vă voi citi doar ceva din final, dar nu vă temeți că nu e un roman polițist, așa că nu vă voi dezvolui cheia la finalul cărții. Vorbește despre medicamentele care induc fericirea, mă rog, sau ceea ce pare a fi. E o mică pastilă albă, ovală, divizibilă, nu creează niciun transport. Interpretează ceea ce era definitiv devine trecător, ceea ce era ineluctabil devine întâmplător. Oferă o nouă interpretare a vieții, mai puțin bogată, mai artificială și cu un anume grad de rigiditate. Nu propune nicio formă de fericire și nici vreo adevărată ușurare. Acțiunea ei e de alt ordin, transformând viața într-un șir de formalități, îți îngăduie să-ți muți gândurile. Așadar, îi ajută pe oameni să trăiască sau cel puțin să nu
să ne lăsăm distruși de ele și apoi vele îndelungate se suferim de pe urma lor. Și aici urmează singurul pasaj din roman cu referire la religie și la mesajul religios. De fapt, Dumnezeu are grijă de noi. Se gândește la noi în fiecare clipă și uneori ne trasează directive foarte limpede. Căldura iubirii care ne oferă pieptul și e gata să ne dea respirația, inimii